Deci, înainte să începem acest episod, va trebui să vă prezint... Astăzi, cu toate că voiam să vă spun despre colegența mea la fizică din acea vară în care, vai, a fost atât de greu, totul mulți, dar nu mulți, e puțin, foarte mulți ați votat povestea cu bateria pe nas în practic în care era să mor. Real, mi-e destul de greu să-mi amintesc tot ce s-a întâmplat atunci, pentru că eram... Cred că înainte de grădiniță undeva, adică eram foarte, foarte mic. Și desenele din jurnal, real, nu prea ajută. De fapt, Tesi, ia zi și mie, adică aici ce... Dar țin minte că eram undeva la o doamnă acasă, o prietenă de ale bunică-mii, împreună cu bunica. Și cât timp femeile astea vorbeau în bucătărie, na, ca orice copil normal, stăteam în sufragerie gata să mor de plictiseală. Ba țin minte că mă plictisem atât de tare, încât încercam să-mi fac de lucru cu orice chestie prindeam la mână. Dar, din păcate, jucării normale, clar, tantia aia nu avea. Sau, ba da, dar ale lui Fisa. Nu tu mașinuțe, nu tu mingi de fotbal, numai căsuțe pline, ochi cu păpuși peste care dacă aveai ghinionul să te împiriși noaptea când duceai să te piși, vai, rămâneai dracu cu sechele pe viață. Bă, arătau alea într-un fel, ba un ochi scos, ba un picior în loc de mână, sau în cel mai bun caz, rase în cap. Real, nu știu ce s-a făcut Fisa când a crescut mare și frumoasă, probabil, dar dacă nu a optat pentru meseria de vrăjitoare sau de exorcist la domiciliu, să zicem, eu unul zic că și-a ratat cariera. Doar zic. În fine, după ce m-am oripilat îndeajuns de toate sperietorile de ciori ale lui Fisa, într-un final descoper ceva nemai văzut până atunci, și anume televizorul. Și nu orice televizor, ci unul color care, pe lângă mileurile alea specifice vremii ce se aflau pe el, avea și o mică vază plină ochi cu baterii de toate tipurile. AA, AAA, R14 și bateriile pentru ceas, care la momentul respectiv m-au fascinat și pentru că nu țineam minte să le fi folosit până atunci la ceva, pentru că ceas clar nu purtam. Iar pentru bomba pe care o construiam în timpul liber nu-și mai avea rostul, pentru că puteam să o încarc și de la priză. Așa că am înșfăcat câteva baterii de diferite dimensiuni și am început să mă joc cu ele. AA, AAA. Bă, le scăpam printre perne și le căutam. Ba, le aruncam și încercam să nimeresc proteza din paharul cu apa a prietenii bunică-mii. Și în cele din urmă am început să pun pariuri cu mine însumi, gen care dintre bateriile astea mi-ar putea încăpea oare nas? Și am început așa, cu capul în jos pe canapea, pentru că da, eram foarte deștept, să-mi bag acolo tot ce prindeam la mână, de la AA la AAA și alte modele, până când am prins una din aia de ceas. Și în secunda când am băgat bateria aia pe nas, a intrat bunica mea cu prietena ei în cameră, eu m-am speriat, m-am ridicat repede și am tras ca prostul aer în piept, iar împreună cu aerul am tras și bateria. Bă, și imediat m-am făcut albastru la față. Am stat să contemplu ce naiba tocmai am făcut, iar femeile mă întrebau ce am pățit de am culoarea așa ciudată și mai stau și cam mutul să mă holbez la ele. Iar eu unul nu știam cum să le zic și ce să le zic fără să mă bată sau, na, să înceapă să zbiere că vai doamne, le mor acolo. Arăt cu degetul spre nas, apoi spre baterii, le dau de înțeles gravitatea prostiei pe care tocmai o făcusem și niciun minut, brusc mi s-a tăiat filmul. Ori am rămas fără aer, ori m-am panicat groaznic când am realizat că o baterie plus căile respiratorii nu o să rezulte decât în ceva super nașpa. Plus când am realizat cât de amuzant o să fie cauza morții mele pentru întreaga familie și cât de urât o să dea pe piatra de mormânt o astfel de situație. Un băiețel Black cu o baterie trasă pe nas și lângă, în stânga, un soldat decorat până în dinți care a murit în război pentru țara lui, iar în dreapta un fost designer francez ce a revoluționat industria modei. Not ok bro, nu e Gucci. Așadar, tot ce mai țin minte acum din povestea asta e că după ce mi-am luat restart la Windows, am fost transportat în cele din urmă de urgență cu o Dacia din aia veche, tip ambulanță, la Craiova, unde avea o secție pentru cazuri speciale, ca mine, iar acolo am descoperit că undeva pe traseul bateriei către trahee, limba mea a fost un super erou și am pins-o spre canalul digestiv, iar pe scurt am înghițit-o. După care tot ce a trebuit să fac a fost să aștept să iasă și să fiu atent să nu
mă transform peste noapte în Pikachu Plus, să-mi notez în jurnal toate fazele astea care acum mie, da, mi se par amuzante. Dar pe atunci, clar, nu au fost așa deloc. Băiatul, dacă tot ai rămas până la final de video, poți alege scriindu-mi în comentarii care să fie episodul de miercurea viitoare. Scrieți ori dacă vreți să vă spun cum am învățat eu să înot într-o vacanță de vară și prin ce ape înghețate a trebuit să trec ca să reușesc asta, sau să vă zic cum am luat eu examenul auto și încă din prima. Acum două veri. Haide, spor la ales!